Salariații suceveni nu au participat la protestul desfășurat la nivel național, însă călătorii din gara Burdujeni au fost afectați. Astfel, trenul Interregio 1833 Iași-Timișoara Nord a fost oprit în gara Pașcan și avea o întârziere care creștea de la minut la minut. Zeci de persoane care așteptau acest tren și-au exprimat nemulțumirea că au cumpărat bilete chiar de la ghișeele din gara Burdujeni, dar nimeni nu le-a comunicat faptul că a fost declanșat protestul spontan.